Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Ah, știți că săptămâna trecută ne-a făcut o inspecție domnul Frans Timmermans, adjunct la Comisia Europeană. E socialist al nostru, da, băia bun, doar că era puțin îngrijorat cu justiția de la noi. A venit să vadă ce mai meșteresc băieții noștri din domeniu, da, experții noștri care termină facultatea cu 10 fără să o vadă vreodată. Puțină școlarizare nu strică dacă la nimeni. Dacă nu înțelegeți, domnule Nicolicea, puțină școlarizare nu strică la nimeni, da? Știm, șeful, știm, dar cum... În fine. După ce pleacă Timmermans, Senatul dă un comunicat de presă din care aflăm ce i-a spus Tăriceanu. Printre altele, zice că la Ministerul Justiției a fost, atenție, finalizat și adoptat proiectul de lege de modificare a codurilor penale, așa, pentru punerea în acord cu deciziile Curții Constituționale. Când mă? Unde? Ce? Surprinși de veste, ziariștii l-agață pe Florin Iordache, șeful Comisiei Speciale pe Justiție de la Parlament, și îl întreabă ce-i cu proiectul ăsta de care a vorbit Tăriceanu, la care Iordache, luat ca din oală, dă îmbâlbâială. Nu știu. Nu știu. Domnul Tăriceanu într-un comunicat de presă pe codul penal și codul de procedură penală. Foarte bine, nu știu. Deci eu în Parlament nu știu. Deci eu am spus că din știința mea în acest moment nu există un astfel de proiect. Trebuia eventual adoptat și în guvern. Nu știu că să fi adoptat. Nici noi, dar... Nea Ciordi, ești bine, tată? Cred că s-a și speriat omul. Ce-o fi zis? Bă, ăștia au început să mă ocolească. Lucrează pe ascuns la Ministerul Justiției. Și te pomenești că au lucrat ziua, să nu aflu eu ce fac ei acolo. Știți că aceste modificări erau tocmai în sarcina bietului Iordache și a comisiei lui de specialiști de la Parlament. E, și aseară ce să vezi? Apare Tăriceanu direct din weekend și lămurește misterul. Cred că a fost o greșeală de exprimare până la urmă, nu a fost adoptat. A, proiectul ăla? Cred că a fost o greșeală de exprimare sau poate eroare, nu-mi dau seama. O să-l întreb pe Liviu Pop. Fabulos acest om. După 5 zile, domnul Tării o dă cotită ca pe pod la Agigea. Nu știu, domne, ce proiect? Ce face? Am adoptat benzina? S-a scumpit proiectul de lege? Deci, mă scuzați, mă duc să-mi schimb permisul. Apropo, aveți mașină? Dă! Eu n-am văzut nicio scumpire la carburant și dacă o să vă uitați, nu știu dacă aveți mașină? Cafeaua Nației, pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.